Vremea nu i-a ținut pe iubitorii de carte în casă. Ei au venit în număr mare la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova la deschiderea târgului Gaudeamus. Mulți dintre ei s-au hotărât deja și ce cărți vor cumpăra. E 1001 de cărți de citit într-o viață, deci cred că e destul de interesantă și pare așa un mic rezumat despre fiecare. Și de ce nu? Vedeți la Gaudeamus la fiecare ediție? E prima dată, deci e un început pentru toate, nu? Am găsit și vreau să mă duc să iau o carte deja. Ce anume? Soarele și Soarele și o stea. Este prima dată și sunt plăcut impresionată. Cum sunt cărțile, cum sunt ofertele? Sunt niște cărți excepționale despre care am auzit. Multe dintre ele sunt și citite, iar prețurile sunt foarte accesibile pentru fiecare. Cam câte cărți cumpărați de la un târg Gaudeamus? Păi acasă am vreo 3.000 și ceva și iau și de la București și de aici. Editurile au pregătit pachete avantajoase pentru iubitorii de lectură, dar și noutăți. Am venit cu cărți de beletristică, am venit cu cărți de specialitate, cu cărți pentru copii, cu cărți la reduceri. Important este să vină craioveni la noi, că vom avea cu siguranță cu ce să-i mulțumim. Adică măcar o carte pentru fiecare, eu zic că putem găsi. Până acum am fost primiți destul de bine de craioveni. Avem mulți cititori în Craiova, dar din, să zic, cauze logistice nu ne-am mai prezentat o perioadă. Acum suntem după o pauză de vreo 5 ani. Este pentru a 17-a oară când caravana Gaudeamus poposește în bănie. Organizatorii au pregătit multe surprize pentru iubitorii de carte. Mii de volume, unele aflate la prima ediție în limba română, pentru toate vârstele și gusturile. Audiobook-uri și concursuri. Continuă și proiectele Invitați de nota 10 Olimpicii României și Cărțile se întorc acasă. Cu gândul la succesul edițiilor de până acum și cu gândul la evidentul succes a edițiilor care vor urma și care vor reuni această distinsă adunare aici, poate număr și mai mare, copiii și nepoții vor înțelege și vor veni din ce în ce mai mulți, suntem siguri. Salut faptul că regăsim și la ediția din 2018 proiectul reprezentativ dedicat recunoașterii și încurajării excelenței în educație prin promovarea elevilor din Oltenia, care au obținut performanțe la concursurile internaționale. Vă asigur de întreaga noastră considerație. Felicitări pentru prezența dumneavoastră aici. Este un lucru foarte important pentru noi. La ce ar folosi acest târg dacă dumneavoastră nu l-ați vizitat, dacă dumneavoastră nu ați răsfoi paginile minunate care vă stau la îndemână în aceste zile? Târgul Gaudeamus își va închide porțile duminică, 4 martie. Până acum, la cele 16 ediții, au fost aproape 200.000 de vizitatori și sute de evenimente culturale.